Liviu Dragnea, pas important spre eliberare. Fostul lider PSD a primit aviz pozitiv pentru eliberare de la Comisia Penitenciarului Rahova, unde este încarcerat. Alături de noi la telefon este avocata dânsului, doamna Flavia Teodosiu. Mulțumesc, doamna, pentru prezență. Bună ziua! Bună Cum a reacționat, ziua. Dacă puteți să ne spuneți, dacă știți, Liviu Dragnea, la aflarea acestei vești și ce speranțe aveți și dumneavoastră și el după vestea asta bună primită de la Comisia din Penitenciar? Da, sigur că da. Evident că s-a bucurat. Ce vă pot spune este faptul că este o confirmare a îndeplinirii tuturor condițiilor legale pentru aplicarea dispoziției legale în acest sens, respectiv a liberării condiționate, ceea ce înseamnă că dânsul a îndeplinit fracția aceea de două treimi, din care evident s-au scăzut zilele de muncă câștig. Acum, și bineînțeles am îndeplinit toate celelalte condiții care sunt cumulativ prevăzute de lege. Nu mai intrăm în detalii. Important însă este totodată să vă mai spun și următorul lucru, și anume faptul că dânsul, dacă ar fi fost lăsat, să spun așa, să iasă la muncă în toată această perioadă, respectiv din data de 29 iunie anul trecut până anul acesta spre jumătatea lunii februarie, ar fi putut aplica pentru această liberare condiționată încă din februarie. Și mai repede, logic. Cât ar putea să dureze de acum înainte, până, nu știu, un judecător va fi de acord și... Păi avem termen pe data de 27. Termenul este pe data de 27 la judecătoria sectorului 5. Vă dați seama, în mod normal ar trebui să ne judecăm la data respectivă și vom vedea cum va decide judecătorul. Eu nu vă pot da un termen sau o perioadă, pentru că... Așa e la noi. Sigur că da, e foarte complicat. Mulțumesc, doamna avocat. Breaking news din nou.